Bună seara, doamnelor, domnilor, începe principalul jurnal al zilei aici la TV Sud. Sunt Iulia Blondea, haideți să urmărim cele mai importante titluri ale ediției. Zeci de pensionari au ieșit în stradă și și-au strigat nemulțumirile care sunt revendicările seniorilor corjeni aflați imediat în jurnal. Probleme la maternitățile din județul Goș, care se confruntă cu o criză de vaccin împotriva hepatitei B, părinții sunt disperați pentru că serul lipsește și din farmacii. Și atenție, șoferi, de la 1 noiembrie puteți rămâne fără mașini dacă le parcați ilegal. Deci de pensionari din Gorj au protestat astăzi în piața prefecturii. Oamenii și-au strigat nemulțumirile în stradă și spun că banii nu le mai ajung din cauza scumpirilor din ultima perioadă. Traiul de zi cu zi este din ce în ce mai greu și cer ca pensiile să fie majorate cu rata inflației. Unitate! 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 Doamna Cioată are 72 de ani, iar după mai bine de 30 de ani de muncă, încasează o pensie de doar 1300 de lei, o sumă insuficientă pentru a duce un trai decent. Spune că, deși temperaturile au scăzut simțitor, nu a avut curajul să pornească căldura de teamă că nu va avea cu ce plăti facturile. Ați văzut, 30 de fabrici de zahăr au fost pe timpul lui Ceaușescu, acum a mai rămas unul cu o fabrică și nouă ne-a făcut kilogramul de zahăr cu 6 lei, uleiul iar la fel. Ei s-au îmbogățit cu milioane, cu zeci de milioane, cu zeci de sute de mii de lei la pensie, la pensii speciale, la salarii și nouă ne-a dat nimic. Foarte greu, foarte greu, pentru că acum și gazul și curentul se scumpește cu 13 milioane, 1300 de lei ce să faci după 31 de ani de servici și foarte greu ne descurcăm. Ce vom face, nu știm. Alimente scumpe, totul scump, te duci în piață, vii cu o sacoșe, cu 2 milioane, 200 de lei, ce luai înainte cu 50 de lei. Și acum este dezastru. Pentru noi rămân hoți și trădătorii de țară și cele mai grele vremuri, domnișoară, pentru că eu am 25 de ani, am lucrat pe timpul lui Ceaușescu. N-aveam treabă, aveam 2000 de lei eu, 3000 de lei soțul meu, cum era atunci banii. Și n-aveam treabă. Acum nu ne mai putem descurca deloc, deloc, deloc. Da, am făcut niște zacuscă și astea și astea ca să mai putem să punem mâna la iarnă pe ceva pe acolo prin cămară. Că în rest, e dezastru. Nu, la căldură nici vorbă. Vă spun sincer, asta mi-e inima. Singurul ce merge în casă la mine ziua este frigiderul, ca să nu dărâmăm cu tot ce mai este acolo. În rest nimic. Seara un pic și noi la știri, că ne-am zăpăcit și cu știrile, în rest nimic. Nu avem cu ce să plătiți. Nu avem cu ce să plătim, pentru că sunt pensiile mici și nu avem cu ce. Nici domnul Mitică nu o duce mai bine. După zeci de ani de muncă în minerit, are o pensie de 1600 de lei și susține că se descurcă din ce în ce mai greu cu banii. Pentru a lua lemne de foc necesare să treacă iarna cu bine, trebuie să pună deoparte 10 pensii. De mâncare și de facturi și acum o recunosc. Am fost un om înstărit în viața mea că am muncit și mi-am făcut cu propriile mâini o casă frumoasă, o casă cu magazine de resup și așa mai departe, care nu mai funcționează, că am ieșit la pensie. Și e greu de întreținut. Ca să cumpere o mașină de lemn cu 3.000 de lei, 30 de milioane, te mai costă transportul, cazul nostru, de la Urdar la Roșia, 500 de lei, da? Și să mai pui și încă 102 la omul care te ajută să-l car, să-l bați, să-l spari, să-l duce, o mașină de lemn de 2.000, 3.000 de lei, da? Sunt, iată, 6.000 și de lei. Înseamnă 10 pensii, nu? Nu se poate. Prea e strigător la cer. Alimentele s-au scumpit enorm. Pensionarii gorjeni au dorit astăzi să tragă un semnal de alarmă asupra gravelor probleme cu care se confruntă toți seniorii din țară. Sunt unii care au pensii foarte mici, 1000 de lei, 1200, până la 2000 de lei. Nu se poate trăi cu asemenea pensii. Asta este criteriul pe care noi am ieșit în stradă la ora actuală. Mai ales acum că urmează o iarnă. Sigur, sigur. Iarna e pe venite. Vor veni greutăți, vor veni costuri mari la energie, la curent, la gaze, lemnele de foc, ceea ce spun și cu antivorbitorii mei.
Sunt probleme foarte grave, foarte grave. Deci pensionarii asta cer, să li se asigure un trai decent ca să poată să supraviețuiască. Alți pensionari au fost mult mai aciți cu guvernanții. Foarte greu, foarte greu. O pensie după 30 de ani de 1300 de lei. Bolnavă sunt cu două boli incurabile. Medicamente de toate, chirii, asociații și toate astea, e foarte greu. Jos când ne ducem la ei cu benzină, cu motorină, le dăm foc. Pe toți le dăm foc. Foc le dăm acolo. Mai joc de noi, ăsta e adevărul. Bine, urmează o iarnă. Ne-am descurcat, ce să facem, ne îmbrăcăm. Ne îmbrăcăm, ne încălțăm, stăm îmbrăcați și n-avem ce să facem, asta e viața. Faceți economie. Da. Economie și de una și de alta, și de mâncare și de îmbrăcăminte și de toate. Că asta e viața. Toate s-a scumpit, uleiul s-a scumpit, pâinea s-a scumpit, tot absolut. Dar la ei nu se vede că iau burțile mari. A furat toată țara. Toată țara a furat-o. Unul dintre liderii pensionarilor a ținut să precizeze că protestul este ultima variantă de a se face auziți la București. Vom continua cu asemenea acțiuni, vom face demersul la guvern, ne vom întâlni în continuare așa cum am procedat și cu deputați, cu senatori, cu persoane din Ministerul Muncii, avem acțiuni la nivelul țării, la nivelul federației și sigur că asta e obligația noastră să luptăm pentru respectarea drepturilor prevăzute de Constituție și de legile adoptate de guvern pentru persoanele în vârstă, pentru pensionarii în general. Au fost proteste în toată țara, iar organizațiile pensionarilor din România solicită guvernului creșterea pensiilor cu 26%, începând chiar din noiembrie, și creșterea valorii punctului de pensie la 1840 de lei. Probleme la maternitățile din județul Gorj, care se confruntă cu o criză de vaccin împotriva hepatitei B. Serul nu se află pe stoc nici măcar în farmacii, spre disperarea părinților, care ar fi dispus să-l cumpere cu bani din propriul buzunar. La spitalele de la noi din județ, zeci de bebeluși care s-au născut în ultima lună și jumătate nu au fost vaccinați cu serul gratuit de la stat. Părinții au făcut 10 de kilometri pentru a cumpăra serul din farmaciile de pe raza altor județe din țară. La maternitatea Spitalului Orășenesc din Turceni, mai puțin de 37 de copii au fost vaccinați cu serul cumpărate din farmacii. Părinții au fost nevoiți să meargă și în alte județe pentru a cumpăra vaccinul împotriva hepatitei B. Șeful unității medicale speră însă că lucrurile vor intra pe făgașul normal în perioada imediat următoare. Domnule director, spuneți-mi de cât timp lipsește de la dumneavoastră din spital vaccinul antihepatitic pediatric? Păi ultimele trei doze le-am primit la sfârșitul lunii iulie, 26, cred. Iulie. Și de atunci este o criză acută și n-am mai primit nicio dosă. Ce vă spun cei de la Direcția de Sănătate Publică? Colegele mele din compartimentul neonatologie țin permanent legătura cu DSP-ul și am înțeles că undeva la sfârșitul lunii noiembrie va veni acest vaccin. Ce au făcut mămicile care au născut în cadrul unității dumneavoastră medicale și nu au avut acest vaccin? L-au cumpărat din exterior? Tăticii Au trebuit să îl procure din farmaciile cu circuit deschis, în exterior, și să-l aducă la spital. Câte nașteri au fost până în acest moment, domnule director? De la începutul anului până în prezent am avut undeva la 100 de nașteri. Iar pe cel de-al doilea trimestru ați avut? Pe trimestru 3 am avut 40 de nașteri. Și vaccinuri antihepatitice? Doar 3 doze pe care le-am primit de la DSP. Și la Spitalul Județean din Târgu Jiu lipsește acest vaccin. Vaccinul antihepatic care ar trebui administrat nou-născuților lipsește de aproximativ 14 zile și la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, precum și în alte maternități din România. Acesta se primește de la DSP prin intermediul serviciului SPIAM al Spitalului Județean. În spitalul nostru, nou-născuților li se administrează după naștere, pe perioada internării sau la scurt timp, prin rechemarea mamelor și copiilor de la domiciliu, vaccinul împotriva TBC. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Gorj spun că nu mai au acest vaccin încă din luna iulie și așteaptă un răspuns de la minister cu privire la această situație. În momentul de față, la nivelul Direcției de Sănătate Publică Gorj, nu există în stoc vaccin hepatic B pediatric care se administrează bebelușilor în primele 24 de ore de la naștere, Exacima, care se administrează la 2, 4 sau 11 luni, Eroieru, vaccinul destinat copiilor de 12 luni și 5 ani. Vaccinurile din programul național de vaccinare destinate copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani, precum și grupelor de risc,
se achiziționează de către Ministerul Sănătății la nivel național prin achiziție centralizată. Apoi acest vaccin este distribuit prin ordin de ministru la nivelul județelor în funcție de necesarul transmis de DSP-uri, precum și de achizițiile efectuate la nivel național. Există însă și perioade de discontinuitate în aprovizionare din diverse motive care nu țin de direcțiile de sănătate publică. Și în alte județe din țară, vaccinul antihepatic lipsește de luni bune. Atenție șoferii, autoritățile locale le-au pus gând rău persoanelor care își lasă mașinile la voia întâmplării sau uită de ele pe domeniul public. Primarul Marcel Romanescu a anunțat că începând de luna viitoare, toate autovehiculele parcate neregulamentar sau abandonate pe străzi vor fi ridicate. Platforma de ridicări mașini va intra în pâine de la 1 noiembrie, iar cei care doresc să-și recupereze autoturismele trebuie să scoată din buzunar sume consistente de bani. Acțiunea de eliberare a domeniului public de rablele care țin ocupate locurile de parcare încep cu somații trimise proprietarilor prin care sunt înștiințați să-și ridice singuri vehiculele. În cazul în care acest lucru nu se întâmplă, atunci ele sunt ridicate de administrația locală. De la 1 noiembrie, și na, e și un anunț în premieră pe care îl fac, va funcționa mașina de ridicat, da, autoturisme parcate ilegal sau abandonate pe domeniul public al municipiului Târgu Jiu. Astăzi sunt 300 de mașini, astăzi, cred că în jur de 300-400 de mașini, identificate de poliția locală, abandonate de cetățeni din municipiul Târgu Jiu sau nu numai, pe care nimeni nu le mai revendică, nu le ridică de acolo. Prima măsură pe care o vom lua este că acele 400 de mașini identificate de poliția locală cu somații trimise la proprietari să le ridicăm și să le ducem în zona cetului. Străzile din municipiul Târgu Jiu sunt pline de mașini abandonate de proprietari, peste 400 de astfel de vehicule fiind descoperite de autoritățile locale. Multe nu s-au mai mișcat de pe loc de ani buni, ocupând puținele locuri de parcare. Până la 1 noiembrie, măcar jumătate din aceste autoturisme să dispară de pe domeniul public al municipiului Târgu Jiu. În caz contrar, vor plăti conform legii și nu foarte puțin. Da? Putem să ajungem până la nivelul a 2500 de lei pentru fiecare mașină abandonată, al cărui proprietar a fost înștiințat să-și o ridice de pe domeniul public și n-a făcut-o. Deci de la 1 noiembrie, da? Va funcționa. De la 1 noiembrie s-au făcut astăzi ultimele reglaje. Deja am dus în zona cetului acolo unde vor ajunge mașinile, ca să nu auzim vorbe ulterior. Deci mașinile vor fi duse exact în parcarea amenajată de noi în zona cetului din Târgu Jiu. Și de la 1 noiembrie, în primă fază, în afară de sesizările telefonice prin poliția locală sau prin intermediul primăriei municipiului Târgu Jiu, când se va deplasa mașina pentru o mașină parcată neregulamentar sau pe un loc de parcare plătit, da? Prioritatea va fi ridicarea mașinilor abandonate de pe străzile din municipiul Târgu Jiu. Vreau să vă duceți într-o zi, sunt sigur că și pe calea Severinului s-ar putea să identificați, dar mergeți pe bulevardul Ecaterina Todoroiu și o să vedeți pe lângă restaurantele de acolo, 3-4 mașini care cred că nu sunt ridicate de ani de zile. Sunt în permanență acolo. Nu e normal. Mașinile vor fi duse în zona cetului, iar pentru a-și recupera autovehiculele, proprietarii vor scoate din buzunar până la 2500 de lei. Școala Populară de Arte Târgu Jiu organizează a 5-a ediție a Festivalului Național de Muzică Populară Meleaguri Brâncușiene. Evenimentul se derulează pe parcursul a 3 zile, iar la acest festival concurs și-au anunțat prezența 34 de concurenții din 14 județe ale României. Festivalul Meleagul Brâncușiene debutează săptămâna viitoare la Târgu Jiu. Acesta se desfășoară în perioada 18-20 octombrie și se adresează artiștilor cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani. Doina Gojului. Acest festival concurs își propune să promoveze și să încurajeze cele mai valoroase prezențe. Festivalul este destinat cursanților școlilor populare de artă și centrelor culturale. Este structurat pe două secțiuni, secțiunea canto muzică populară și secțiunea instrumente muzicale. În cadrul fiecărei secțiuni existând două categorii de vârstă, categoria 12-15 ani și categoria 16-25 de ani. În festivalul nostru, mai exact în concurs, s-au înscris 34 de concurenți din 14 județe, 18 la secțiunea canto muzică populară și 16 la secțiunea instrumente muzicale populare. Festivalul începe marți cu tradiționalul concurs.
Programul din cadrul festivalului nostru promite a fi și anul acesta unul de excepție, așadar marți, 18 octombrie, începând cu ora 18, va avea loc tradiționalul concurs, iar după acesta vor urca pe scenă artiștii Centrului de Cultură și Artă din Argeș. Miercuri, 19 octombrie, ora 18, continuă competiția muzicală dintre tinerii interpreți, iar după acest concurs vor urca pe scenă artiștii ansamblului profesionist Doina Gojului, conducerea muzicală Aurel Blondea și Florin Chirițoiu, director artistic doamna Claudia Torop. Joi, 20 octombrie, ora 18, va avea loc Gala Laureaților, iar după acest moment fastuos vor avea loc recitalurile cursanților instituției noastre, iar ca tablou să fie complet vor mai urca pe scenă grupul Măriile Gojului, grupul de naiști și fluierași Jiana, grupul de dansuri Izvorașul din Negomir și ansamblul Cheile Oltețului din Polopraci. Cei mai buni tineri artiști vor fi recompensați cu premii în trofee și bani. Vor face parte din juriu personalității marcante ale folclorului românesc, care vor aprecia originalitatea, repertoriul, ținuta scenică și calitățile interpretative. Președintele juriului Daniela Roxana Gipescu, etnomuzicolog, profesor doctor și specialist Casa de Discuri Electrocord, doamna Doina Ișfanoni, profesor doctor, istoric de artă, etnomuzicolog și specialist Muzeul Satului Dimitrie Gusti din București, Adrian Grigoraș, dirijor Orchestra Națională Radio, și domnul Valentin Marin, etnomuzicolog și manager al Radio Antena Satelor, și bineînțeles doamna Violeta Ianculescu, realizator evenimente culturale Radio România. Concursul se va derula pe două secțiuni, intrarea la spectacolele ce se vor desfășura la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu fiind gratuită pentru iubitorii de muzică populară. Caz incredibil în județul Olt, un bărbat care a fost prins de poliție în timp ce transporta ilegal persoane s-a aruncat în râul Olt de frica polițiștilor. Șoferul care practica taximetria ilegală a fost salvat de pompierii care au fost solicitați să intervină de urgență la fața locului. Bărbatul a fost amendat și a rămas și fără mașină pe o perioadă de 6 luni. Totul s-a întâmplat în județul Olt, acolo unde șoferul a fost tras pe dreapta de polițiști. Polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 49 de ani din comuna Găneasa, despre care existau informații că ar efectua transport public de persoane, fără a fi autorizat în acest sens. În momentul solicitării documentelor, conducătorul autoturismului a aruncat documentele pe carosabil și a ieșit din autoturism sărind râul Olt. El a fost salvat de un echipaj de pompieri solicitat în sprijin. Polițiștii l-au amendat și i-au reținut și certificatul de înmatriculare al autoturismului, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Claudiu Șerba. La fața locului s-a deplasat un echipaj de pompieri cu o barcă pneumatică în vederea extragerii la mal a bărbatului și un echipaj al ambulanței pentru acordarea primului ajutor. În urma evenimentului, bărbatul a fost extras din apa râului Olt și nu a necesitat îngrijiri medicale, refuzând să fie transportat la o unitate spitalicească. Focuri de armă pentru prinderea unor hoți de lemne s-a întâmplat într-o comună din județul Mehedinție după ce un pădurar a sunat la 112 și a alertat poliția cu privire la faptul că persoane necunoscute taie arbori dintr-o pădure. Polițiștii au surprins în flagrant 3 bărbați. Hoții au încercat să fugă, iar pentru a-i determina să se oprească, unul dintre polițiștii a executat un foc de armă în plan vertical, reușindu-se imobilizarea celor 3 bărbați. Totul s-a petrecut într-o pădure situată în extravilanul localității Cervenița, iar polițiștii au fost alertați de un pădurar de la un ocol silvic. În urma verificărilor s-a stabilit că cei 3 bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 27 de ani, toți din comuna Tâmna, ar fi tăiat de pe un picior mai mulți arbori pe care îi încărcaseră în 2 autoturisme. Prejudiciul cauzat urmează a fi stabilit și comunicat ulterior.
Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori, urmând ca la finalizarea acestora să se propună măsurile corespunzătoare, transmite IPJ Mehedinți. Cei trei hoți au fost încătușați și duși la audieri. Tinerii riscă să ajungă și după gratii pentru fapta lor. Razii pe străzile din județul Dolj, doi șoferi de microbuz, între care unul care transporta elevi, au rămas fără permis și au fost amendați după ce au fost prinși băuți la volan. Șoferul microbuzului școlar a fost testat cu etilotestul, aparatul arătând o concentrație de 0,03 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii dolceni au desfășurat acțiuni pe drumurile publice din județ, fiind vizați șoferii microbuzelor care transportă persoane. În cadrul acțiunii, polițiștii au oprit pentru control pe strada Frații Golești din Craiova un microbuz transport de persoane condus de un bărbat de 54 de ani din Craiova. Bărbatul a fost testat cu aparatul alcool test, care a indicat o concentrație de 0,07 mg per litru alcool pur în aerul expirat. De asemenea, polițiștii au depistat pe drumul național 55 în comuna Malu Mare un bărbat de 50 de ani din localitate care conducea un microbus transport școlar, având o concentrație de 0,03 mg per litru alcool pur în aerul expirat, a transmis IPJ Dolj. Polițiștii au aplicat în urma activităților desfășurate 16 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 5.000 de lei. Doamnelor, domnilor, urmează acum o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți însă alături de noi, pentru că revenim imediat, evident, cu noi informații. Era Residence, construit într-o zonă dinamică a orașului Târgu Jiu, foarte aproape de inima municipiului, dar totodată ferită de agitația cotidiană. Complexul beneficiază și de o piscină exterioară. 12 locuințe cu o arhitectură deosebită, cartier independent energetic prin panouri fotovoltaice, pompe de căldură, aer, apă, smart home, totul controlat pe smartphone Android sau iOS. Cartier supravegheat video cu video interfon și loc de joacă pentru copii. Bucură-te de un design interior unic, finisaje de top, fațadă ventilată și geamuri tripan. Contactează Era Residence și alege noua ta casă. Hotel Dacian a situat pe malul Jiului la 200 de metri de parcul central Târgu Jiu și operele lui Brâncuș, la 500 de metri de centrul orașului. Vă oferă servicii de cazare individuală sau grupuri la cele mai convenabile prețuri și în condiții de confort sporit. La noi găsiți 15 camere single, double, triple și apartamente recent renovate dotate cu aer condiționat, frigider, televizor și baie individuală. Oaspeții motelului Dacian au acces la internet și parcare gratuită, iar mesele se servesc în restaurantul propriu. De asemenea, Dacian beneficiază și de o sală de evenimente cu o capacitate de 500 de locuri și sală de conferințe. Din luna iunie 2021 organizăm evenimente deosebite, nunți, cununii civile, botezuri și majorate. Detalii la numărul de telefon 0727-887-581. Motel Dacian, strada Jiului numărul 4 din Târgu Jiu. Vă așteptăm cu drag!
Suntem din nou în direct, doamnelor, domnilor, urmăriți acum grupajul de știri pe scurt. Vremea va fi caldă în următoarele 4 săptămâni, temperaturile fiind mai crescute decât cele specifice pentru această perioadă. În săptămâna 10-17 octombrie, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, mai ales în cele vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile sudice. În săptămâna 17-24 octombrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile nord-estice. În săptămâna 24-31 octombrie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-estice. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile sudice, dar mai ales în cele sud-vestice, iar în rest va fi, în general, apropiat de cel normal pentru acest interval. În săptămâna 31-7 noiembrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitație estimate pentru această perioadă vor avea o tendință deficitară în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Vremea va fi caldă în următoarele 4 săptămâni, temperaturile fiind mai crescute decât cele specifice pentru această perioadă. În săptămâna 10-17 octombrie, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor, mai ales în cele vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile sudice. În săptămâna 17-24 octombrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile nord-estice. În săptămâna 24-31 octombrie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-estice. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile sudice, dar mai ales în cele sud-vestice, iar în rest va fi, în general, apropiat de cel normal pentru acest interval. În săptămâna 31-7 noiembrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor avea o tendință deficitară în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Doamnelor, domnilor, principalul jurnal al zilei a ajuns la final. Eu mi-a rămas bun de la dumneavoastră, rămâneți însă alături de TV Sud. Și nu uitați, știrile continuă și pe site-ul nostru tvsud.ro. Așadar, stați cu noi!